Deci, pentru domnul Țiriac, domnul Tavi Hoandră, ăștia care au, eventual, sunt infectați cu coronavirus, au un soi de lepră, așa. Da, deci e cam așa. No, e. El, Robert, eu îl detest pe acest domn din mai multe motive. Unul, pentru că omoară ca un criminal odios atâtea animale. Eu sunt împotriva vânătorii și prin asta și împotriva tuturor celor care trag ca niște mizerabili în animale fără apărare, fără să aibă o șansă să răspundă. Ăștia sunt mari bărbați care stau în foișor sus și apare ursul și trag, ca și cretinul ăla cu castelul, îți aduce la ursul în față și tu tragi în el. Mari bărbați ca Țiriac și Năstase și alți nenorociți. Și al doilea, pentru că un om ca Țiriac nu este de admis să stea cu 3,25 lei în mijlocul Bucureștiului și să considere că țara e lui datoare. Nu ți-e, mă, țara datoare cu nimic. Tu ești dator țării, că aici te-ai format și mulțumit acestei țări și acelui regim ai fost ce ai fost și talentului tău, pe ultimul loc. Dar nu asta e problema. Eu sunt de acord în principiu. Deci eu aș face altceva, n-aș obliga oamenii, dar le-aș cere. Domnule, dați o declarație pe propria răspundere că nu doriți să fiți vaccinați. Bă, dacă te îmbolnăvești și ai nevoie de spital, corect, și la urmă plătești nota de plată. Pentru că eu te-am rugat să te vaccinezi, să nu ajungi la spital, tu totuși ai vrut să ajungi la spital, atunci plătește, tată. Tavi, uite, Bogdan, eu mai introduc o chestiune în discuție. Eu l-am urmărit de-a lungul anilor mult pe domnul Țiriac. Nu face aiurea aceste declarații. El e scos de multe ori la înaintare în chestiuni sensibile pentru a testa reacția opiniei publice. Eu zic că ni se pregătește ceva. Nu vreau să lansez zvonuri, dar am văzut, spre exemplu, că în Marea Britanie se aprobă, nu că se discută, se aprobă vaccinarea obligatorie a personalului medical. Eu zic că după personalul medical se va băga vaccinarea obligatorie și a personalului din educație. În Marea Britanie, poate, nu la noi. Scuze-mă că te întrerup. Păi, dar ție ți se pare normal ca niște studenți la medicină, să facă protest împotriva vaccinării? Ce țară e în care omul care ar trebui să creadă în vaccină, el refuză să se vaccineze? Doi, ce poate țară e în care... Poate n-a ajuns la lecția despre vaccinuri, Tavi. E mai târziu în semestru 3. Doi. Păi, nu asta e important, dar ca principiu. Ce țară e aia în care judecătorii de mâine, studenții de astăzi, 40 de bucăți, copiază la examen? Bă, dă-o, dracu, ce medicină vom avea, mă, cu copiii ăștia? Ce justiție vom avea cu copiatorii ăștia care vor fi, păi mine, procurori și judecători? Deci, revenind totuși, că aici e important. Țiriac vrea vaccinare obligatorie. Hai să mai arătăm o dată secvența, că, uite, îmi scriu oamenii că n-au apucat să vadă. Dar mai dați o dată, vă rog, secvența. Rog după aceea pe Bogdan Comaroni cu un comentariu. Bogdan are de mult, spune că el zicea de mult că o să ajungem cu vaccinul ăsta, cu ITP-ul la mașină, să-l facem în fiecare an. Se pare că din 6 în 6 luni. Dar hai să vedem încă o dată secvența, deci, cu domnul Ion Țiriac. Eu aș da o lege în care oblig pe toți să-și facă vaccinul. Foarte simplu. A refuzat mulți. Nu că refuză, n-ai cum. Că refuzi dumneata să-ți faci vaccinul, nu-i treaba dumneitale. E și treaba mea, că îmi dai mie pandemia. Înțelegi? Adică dacă ai lepră, nu te lasă nimeni să umbli pe stradă sau nu știu ce. Și dacă ai nu știu ce... O travă ca să le-o dai. Exact ca și cum ai avea o armă ascunsă ca să omori pe cineva. Da, eu zic aici sunt de aceeași părere cu tine, că Țiriac, pe lângă faptul că apare momentele cheie, el a fost cu toate guvernele și guvernările, din mai multe motive, deci cu afaceri, cu statul, dar și din astea, inclusiv pe ultimul loc, pe unul din ultimile locurile ce zice Tavi, că stă acolo cu chiria infimă și să prin tot felul de imobiliare și teren. În casa lui Gheorghe Maurer. Da. Bă, dar are pretenția, asta e o horror, scuze-mă, Bogdan.
Mă, are pretenția că România e lui datoare. Du-te, mă, acasă. Da, du-te, mă, înțeles. Așa e. Aici ai dreptate. Ai dreptate. Deci raționamentul tău e logic. Dar fii atent. Deci Țiriac apare în momentele cheie. Deci a apărut și la guvernul Năstase și cu de la Ion Iliescu. De ce n-are treabă cu, cu o doctrină, cu ceva? Adică a sărit de la comunism la... în capitalism, în democrație. Deci omul se e pe, e totul la el e pe bani.